După retragerea lui Ludovic Orban, ați discutat cu PNL ca să vă sprijine pe dumneavoastră sau și să nu-și mai spună ei un candidat propriu? Primesc oferte, nu a existat o discuție concretă pe subiectul ăsta. V-ați primit oferte, adică v-au contactat ei sau i-ați contactat dumneavoastră pe dânsii? Eu n-am contactat niciodată, de-a lungul timpului au venit oferte dinspre PNL de la persoane credibile. Da. Și ce oferte v-au făcut mai exact? Au să rămână, unele au fost în spațiu public, viceprimar, city manager, să rămână așa cum au fost pentru moment. Credeți că o vor susține pe dumneavoastră sau vor căuta să aibă mai departe propriul candidat? Eu sper ca ei să nu mai aibă un candidat și să mă susțină necondiționat. Ar fi vorba de o alianță sau ar fi vorba de, eu știu, doar să vă ofere susținerea? Eu sper ca ei să-mi ofere susținerea fără să solicite o alianță. Care ar fi condițiile dumneavoastră să negociați cu PNL-ul? Nu cred că e vorba de o negociere. Eu cred că important este că există o cerință a societății de schimbare a unui mod în care s-a făcut politică. Există un public care nu vrea să audă de partidele politice. O parte din acest public, din ce există acum pe piață, m-ar vota pe mine. Acest public este foarte reticent și cred că și PNL-ul știe asta, la orice fel de asociere. Cât la sută este acest public? Păi este un public de, să spunem, 20% și mai este un public de nehotărâți către care toată lumea țintește. Iar acest public de nehotărâți, în general, tot o distanțare de partidele politice are în minte. Deci, cred că este mai... că eu sper ca PNL-ul să ia decizia înțeleaptă și să nu-și pună un candidat și să, prin asta, să transmită că a înțeles mesajul societății. Dar dumneavoastră ați fi de acord să faceți o alianță cu ei sau să candidați pentru PNL, de exemplu, să fiți candidatul lor? Nu. Deci, voi candida numele Unii Nu Salvați București, asta am spus-o deja, nu este de negociat aici. Și la fel, alianță, cum am spus mai devreme, cred că nu se pune problema. Discutând la rece, ce ar însemna un pact cu PNL în condițiile actuale? Sunt alegeri într-un singur tur, cel puțin deocamdată, încă nu s-a pronunțat curtea. PSD-ul conduce în sondaje, adică cum vedeți lucrurile? Există o miză mare pe poziția de primar general cu repercursiune sau cu influențe foarte mari asupra alegerilor generale. Este, mi se pare mie evident că PNL-ul nu poate să câștige în situația în care candidăm și noi, candidează și ei. Pentru noi există două variante. Există varianta în care ei nu candidează, candidăm doar noi pe linia asta. Și mai există varianta în care chiar dacă candidează și candidatul PNL, există o mare emulație, efuziune, multă lume iese la vot, mult mai mult decât bazinele tradiționale ale partidelor și atunci putem să câștigăm și în situația asta. Cam astea sunt scenariile pe care eu le văd. Cu M10... ați discutat, ați ajuns la vreo concluzie, fiecare are candidatul lui la primăria capitalei, ați mai făcut ceva progrese? Nu, a fost discuția pe care o știți, s-a reflectat în media, noi n-am spus ce s-a discutat în privat, pentru că am fi stârnit o discuție inutilă, lupta este cu partidele vechi, de fapt.
Dacă totuși ar fi să vă răzgândiți, acum spuneți ferm că nu veți face o alianță cu PNL-ul și nu veți candida din partea PNL-ului, dar dacă totuși v-ați răzgândi, cum ați face cu locurile la Consiliul General? Că aici e o discuție întotdeauna între partide când e vorba de o alianță sau... Da, haideți să nu vorbim de ipoteza asta. Ok. Cum ar schimba cursa electorală intrarea lui Tăriceanu în locul doamnei Gabriela Firea? Nu știu. Din punctul dumneavoastră de vedere, v-ar afecta, v-ar... Vă mărturisesc sincer, avem sondaje pe care le facem noi, avem echipa noastră de campanie, am discutat cu ei, inclusiv procentele domnului Tăriceanu, de unde vin, m-am informat, dar între timp, vă spun sincer că am uitat. Campania noastră e pe linia noastră, v-am spus, vizăm acel public care s-a săturat de un mod de a face politică și Firea sau Tăriceanu, evident că schimbă niște segmente electorale, dar foarte puțin pe ceea ce vizăm noi. Dar Traian Băsescu, dacă ar intra în cursă? Traian Băsescu este din același... Același registru al politicienilor care au făcut deja politică în România. În opinia mea, bazinul lui de fidel este extrem de limitat. Este limitat, el nu mai crește. Adică spre acei nehotărâți la care toată lumea visează, eu cred că el nu merge. Acum că să terminăm așa cu partea de politică. Vreau să ne spuneți câte ceva despre viața noastră personală, despre părinți, despre adolescență, unde locuiți, dacă sunteți căsătorit, cu ce se ocupă părinții, de unde ați moștenit pasiunea pentru matematică, așa să vă cunoaștem natura umană. Foarte multe întrebări. M-am născut în Făgăraș, în 69. Am stat acolo până am terminat liceul, după care m-am dus în armată la facultate. Am venit în facultate în 89 la facultatea de matematică din București și de atunci stau în București. 6 ani am stat la Paris, mi-am făcut studiile în 92-98. Părinții mei, tata a fost muncitor la combinatul chimic din Făgăraș, mama contabilă la Remat, acum amândoi sunt pensionari. Am o soră care locuiește în București, are un cabinet de psihoterapie. Matematica, bine, bunicul meu mă învăța tabla mulțirii și tot felul de jocuri, pur și simplu am avut talentul ăsta, eram bun și mergeam la olimpiade și lumea mă lăuda și mi se părea că totul e că așa trebuie să fie. N-a fost nimic forțat. Am câștigat 2 olimpiade internaționale de matematică. În 89 am venit în București, am stat 3 ani în Grozăvești, o perioadă foarte interesantă. Amin. O perioadă foarte interesantă, foarte intensă emoțional. Pe de o parte se păstra ceea ce acum a dispărut într-o bună măsură, țesătura socială, o mare apropiere a oamenilor și în special a studenților. Pe de altă parte era speranța unei, pe care libertatea o adusese, unui viitor luminos și că speranță care de fapt nu se baza pe realitate. Deci era o euforie colectivă din care am trăit cu toții. O perioadă extrem de interesantă. 92-98 am studiat în Franța, cea mai bună școală a lor, Ecole Normale Supérieure, și un doctorat la matematică, bineînțeles, la Universitatea Paris 13.
nici pe departe nu era la fel de interesant cum era București din care plecasem. M-am dus acolo convins că o să mă întorc în România. Însă cei 6 ani pe partea matematică au fost extrem, extrem de intensi. În paralel organizam un seminar al românilor din Paris, seminarul de vineri se numea, și în care încercam să conving pe alții să facă politică în România. Eu mă visam făcând matematică toată viața. Așa, în 98 m-am întors în România, am înființat o asociație, se numea Asociația ATAC. Am făcut cu ea două forumuri ale tinerilor care studiau în străinătate în 2000 și 2002, primul cu vreo 400 de persoane. După aceea, în 2000, am înființat împreună cu mai mulți colegi din Institutul de Matematică, Școala Normală Superioară, o instituție care funcționează și azi. Este o universitate alternativă care completează curricula olimpicilor pe care îi ținem în România, în felul ăsta. Am fost director administrativ acolo până în 2006. Și în 2006, când decisesem să fac numai matematică, domnul Videanu a vrut să facă 4 blocuri în fața Ateneului și eu am mers la un prim meeting și asta mi-a schimbat destinul și am devenit activist și în cele din urmă politician, luptându-mă pentru București. Cam asta este pe scurt viața. Spuneți-mi ceva despre viața personală, aș vrea să știu, că vorbiți așa, numai profesional, nu știu, vreau să știu ce face Nicușor Dan în timpul liber, ce, nu știu, așa, ceva mai mult despre dumneavoastră ca om. În afară de matematică, bănesc că rezolvați probleme la timpul liber. Sau... Nu fac destulă matematică cât aș vrea și din cauza asta visez matematică. Mi se întâmplă o dată pe lună să mă trezesc noaptea. Sunt probleme la care lucrez de 15 ani, 20 de ani. Câteodată avansez și în somn. N-am mai citit, de 10 ani n-am mai citit nimic. N-am mai văzut piese de teatru, la film mă mai duc. Cred că mi-e greu să vă răspund, pentru că știu că interviurile astea filmate au un timp limitat. Am dat un interviu foarte interesant în 2012 despre viața personală lui Ionuț Stănescu și cred că era la Adevărul atunci. Foarte multe elemente despre cum am cumpărat o Dacie de la Târgu de mașini în 1991 cu banii pe care i-am luat din Turcia, unde am făcut comerț cu mohair, tot felul de lucruri din astea, da. Așa, okay. Ca un răspuns, dacă vreți o definiție, eu sunt un om care a fost preocupat, poate chiar obsedat de cunoaștere toată deci viața. Deci nu prea aveți viață personală. Oh, să citești o carte, mi se pare o aventură foarte intensă, da. Tot plăcerile matematicienilor. Sunt, da, da, sunt... Da, când voi ieși din aventura asta, îmi propun să citesc pe Jung în integralitate. Am încercat și am început și eu. Ai nevoie de mult timp. Spuneți-mi unde locuiți, dacă aveți un apartament, locuiți cu chirie. Locuiesc cu prietena mea în momentul ăsta în Gorjului, într-un apartament. Vrem să ne mutăm, probabil că imediat după alegeri. Cu chirie sau? Cu chirie, cu chirie. Cât plătiți chirie pe lună? Cred că plătim 250 de euro pentru că ea se ocupă de asta.
Cât câștigați pe lună și din ce trăiți? Că foarte multă lume se întreabă, zice, dom'le, omul acesta stă la proteste, se ocupă, stă prin instanță, se judecă cu primăria, ce face el, din ce trăiește, din ce câștigă? Da, da, da. Am un salariu la Institutul de Matematică de 2300 de lei net și în ultimul an și jumătate, în cadrul unui proiect pe care l-am avut prin asociație finanțat de fondurile norvegiene, am mai avut un salariu care mi-a adus cam 1800 de lei net, ceva de felul ăsta. Deci din asta trăiți. Da, astea sunt... de-a lungul timpului am fost și bogat la un moment dat. Oh, am, când asta? Am înființat, deci în cu banii din bursa din Franța, știind că mă întorc, îi strângeam atunci și am înființat o firmă pe care la un moment dat am vândut-o prin anul 2007. Am luat vreo 200-250 de mii de euro, am cumpărat un teren, am și un credit încă, dar acum sunt stabil pe veniturile pe care... Cu ce se ocupa firma aceea? Vindea aparatură IT. Și credit acum cât mai aveți de plată? Sau cât... Mai am de plată vreo 75 de mii de euro, iar terenul pe care l-am probabil că face vreo 200-250 de mii. Și plătiți rata în continuare. Și plătesc rata, da. Câți bani ați strâns până acum în campania electorală? Și cine au fost principalii donatori? Vi s-a cerut ceva în schimbul donațiilor? Am strâns până acum vreo 600 de mii de lei. Între 600 și 700 de mii de lei. Și mai avem niște promisiuni de vreo până spre 800-900 de mii de lei, adică 200 de mii de euro. Banii de care vorbesc au venit până acum de la oameni de afaceri. Puteți să dați câteva nume? Nu am acceptul lor. Trebuie să așteptați monitorul oficial din aprilie 2017 ca să vedeți numele lor. Ei au donat bani către partid, unul dintre ei a donat către mine personal, iar eu o să-i transfer către partid. În afară de asta o să lansăm pe site-ul meu și al partidului un mecanism de donație online, chiar, poate chiar azi se va întâmpla, și sperăm să mai primim de la oameni o sumă de ordinul 100.000 de euro. Dar puteți să spuneți care a fost cea mai mare sumă donată? Da, da, sigur, sigur. Deci am primit 210.000 lei, care este limita maximă prevăzută de legea 334. Am primit 200.000 de lei, am primit 100.000 de lei și vom mai primi echivalentul zilele astea 25.000 de euro. Și vă ajung banii aceștia pentru campania pentru ce? Pentru București doar? Este, noi mergem numai pe București, da. Am văzut o foarte bună promovare outdoor, de asta vă întrebam de bani. Sunt foarte multe corturi, foarte multe afișe. Cât v-a costat afișajul electoral și cine vă finanțează publicitatea? Dacă sunt, e finanțată din banii aceștia, din de banii care aceștia, sunt, da, spuneți, da, sau va da cineva separat? Nu, nu, din banii aceștia, nu, așa prevede legea. Deci sunt 44 de corturi în București. Un cort costă 800 de lei, structura metalică. Deci 200 de euro, 9.000 de euro corturile. Fețele de cort sunt mult mai ieftine, sunt vreo 4.000 de euro toate. Am mai plătit pe Facebook, promovare pe Facebook, am plătit... între, nu am cifre exact acum, între 20.000 și 30.000 de euro. Am mai plătit niște oameni care au stat la corturi ca să strângă semnături. Tot așa, o sumă de ordinul 15-20.000 de euro. Și în afară de astea, mărunțișuri. Urmează să punem pe site lista cheltuielor până acum. Până acum, deci practic toți banii ați cheltuit pe aceste corturi și pe promovare pe Facebook?
Nu, mai avem, mai, din câte știu eu, mai avem în momentul ăsta vreo... Mă rog, cei care s-au la portă. De ordinul 80-100 de mii de euro în conturi. Și, la, de exemplu, că tot e discuția aceasta cu domnul Orban, cu aparițiile la TV, vi s-a cerut bani până acum? Sau să apăreți la TV? Sau nu, să nu, faceți nu, pentru interviuri? TV sau... Doar când sunt invitat. N-am făcut niciun efort de a intra altfel la TV. Am uitat să spun, codul civil prevede ca orice donație mai mare de 25.000 de lei să fie semnată în fața notarului. Deci pentru toate sumele astea pe care am de care am vorbit, am fost în fața notarului, am semnat și în contractul acela este stipulat explicit că donatorul nu cere absolut nimic în schimbul donației pe care asta vreau să vă întreb asta, dar sau dacă vi s-a dat de înțeles că ar aștepta nu, ceva nu, în sprijin? Nu, nici vorbă. Nu. Cred că activitatea mea de din ultimii 10 ani spune oricui că nu sunt omul care să fac asta. Ce candidați aveți la sectoare? Am văzut că la sectorul 1 aveți pe doamna Clotilde, la sectorul 4 pe domnul Dobrev. Mâine îi lansăm pe, mâine la ora 10 îi lansăm pe toți 6 în piața universității. La sectorul 1, Clotilde Armand, absolventă de MIT, manager profesionist, a condus mii de oameni. La sectorul 2, o doamnă care vine din lumea academică, M.E. Buchner, Antoaneta Buchner, dar care începând din 2000 s-a preocupat și coordonează fundațiile de donatori de sânge din România. Deci tot ce înseamnă donații voluntare de sânge au trecut pe la dânsa. La sectorul 3, Roxana Ring, cu studii la Londra, și ea vine din mediul de business, s-a întors în România în urmă cu 10 ani și de atunci este preocupată de protecția patrimoniului. La sectorul 4, avocatul Dobrev, care s-a remarcat în ultimii ani prin procese în zona asta de construcții ilegale. La sectorul 5 avem Florin Grigorescu, la fel o persoană care vine din business cu studii în Franța, cu activitate de management, iar la sectorul 6 domnul Mihai Daneș tot așa vine din lumea academică, pe de altă parte a coordonat cât încă mai era la stat Institutul Pasteur, el este universitar, este medic veterinar și specializat în ce înseamnă virusologie, medicamente și toată industria asta. Ca să revenim un pic la viața personală, am uitat să vă întreb cu ce se ocupă prietena dumneavoastră? Este manager la Renault. Ok. Acum să trecem la administrație. Care este programul dumneavoastră pentru București în linii mari? Cu ce veniți nou față de ceilalți candidați și ce doriți să schimbați? Sunt trei paliere importante. Primul este să punem un fundament pe ce înseamnă administrație publică. Adică deciziile pe care le vom lua de aici să fie realmente fundamentate pe ceva. Și aici avem, evident, un mecanism de transparență, inclusiv a cheltuirii banului public. Avem un sistem informatic care să preia toată informația geografică care ține de proprietate, de utilități, de parcări. Deci totul pe o... Știți mai bine decât mine că dacă vrei să studiezi lista proprietăților municipalității, trebuie să te duci într-un document de 7.000 de pagini care nu înțelegi nimic. Nu știm nici pe unde trece țeava de gaz. Exact. Cablul. Așa, deci... mecanisme informatice care să permită fluxul de gestiunea de documente în interiorul primăriei, care să facă să permită că atunci când cineva vine să ceară o
autorizație, un act de la o administrație publică locală, autorizația însă și să rezolve toate actele dinainte să, ca omul să facă un singur drum la autoritatea finală. Deci ăsta ar fi primul palier. Baza a tot ce înseamnă administrație publică. După aceea avem pasul 2, rezolvarea principalelor probleme ale Bucureștiului. Și aici avem pe trafic, care toată lumea știe că e principala problemă. Avem o promisiune pentru șoseaua de centură, inclusiv bine, parteneriat. Să promite să face șoseaua de centură, pentru că, mă iertați, șoseaua de centură nu este la dumneavoastră, e la Ministerul Transporturilor. Exact. Deci la... nu puteți să spuneți că faceți metro sau șoseaua de centură. Așa au promis și domnul Oprescu și nu... Exact. Nu pot să faci asta. Ba da. Nici nu ai cu ce. Ba da. Printr-un... Deci șoseaua de centură ține de CNADNR. Printr-un parteneriat cu CNADNR, primăria poate să contribuie cu bani pentru șoseaua de centură. Dacă ei vor să facă acest parteneriat cu dumneavoastră. Nu cred că cineva nu vrea să facă un parteneriat când banii vin din altă parte. Și dacă veți avea bani să faceți, pentru că în acest moment la Primăria Capitalei sunt cam 400 de milioane de lei pentru toate investițiile. Da. Cam atât mai rămân după ce se plătește subvenția la RADET, la RATB, după ce se plătește funcționarea primăriei, practic se dau bani pentru administrația spitalelor, administrația străzilor, al PAB și așa mai departe, da, salariații primăriei, da, aparatul, da, propriu, rămân foarte puțin bani pentru investiții. Eu nu cred că trebuie să dăm 60 de milioane de euro la al PAB. Nu cred că trebuie să dăm probabil 100 de milioane de euro la administrația străzilor. Sunt cheltuieli de funcționare care, în linii mari, sunt cam de 500 de milioane din cele 900 de milioane. Și pe restul, viziunea noastră este să-i alocăm către chestiuni cu adevărat serioase. Deci vreți să dați bani de la Primăria Capitalei pentru Centura Capitalei și să faceți un parteneriat cu CNADNR. Da, exact. După aceea, evident, transportul public. Aici există niște bani la, există niște fonduri europene pentru flota de autobuze, troleibuze, tramvaie, 130 de milioane aproximativ. Există și soluții inteligente care să dea prioritate în trafic, să pui GPS pe ele și corelația cu sistemul de management al traficului, care acum nu funcționează, da? Și care să dea prioritate, sistemul de benzi unice, deci pe scurt astea sunt soluțiile pe trafic. Problemă uriașă, rețeaua de termoficare. Propunerea noastră este înlocuirea ei integrală, nu o putem să facem în 6 ani. Costul e de 1 miliard, banii de fonduri europene 180 de milioane. Putem cere o extindere a liniei de creditare a Bucureștiului pentru proiectul ăsta și cred că e realist să spunem că putem să o facem în 6 ani. În momentul ăsta... Bine, dar ce faceți cu gigacaloria? Pentru că dumneavoastră cumpărați căldură cum ar veni de la Elcen. Tocmai să faceți și ceturi noi sau să faceți propriile ceturi? Da, cu tot. Cu ceturi în miliard. Tot cu ceturi în miliard, da. Deci practic să scoateți Elcenul din schemă, să nu mai cumpărați de la Elcen, să produci propria căldură și să vinzi energie pe piață și... Mm-hmm. Sau nu exact, vreți să faceți deci costul, cogenerare? Da, cogenerare, că așa e mai ieftin. Deci, costurile în momentul ăsta sunt 300 de milioane de euro pe an. Ăsta este prețul căldurii populației, pe care populația, adică prețul pe care noi toți îl plătim la Elcen, din care primăria plătește 150 de milioane, populația plătește 150 de milioane. Un sistem nou face ca costul să fie 150 de milioane. Deci, automat, nu-ți mai ia în fiecare an 150 de milioane subvenția de la buget. Ăsta este, pe scurt, proiectul. Și proiectul este să facem în... Și cu datoria istorică de la Elcen, ce faceți? Aia mi-e teamă că trebuie plătită.
Am fost, suntem toți responsabili. Este vorba de 3 miliarde aproape. Da, 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 da. Da, avem de unde să plătească, are București de unde să plătească 3 miliarde, că bugetul până anii 4 miliarde. Da. Adică poți să faci, să plătești și datoria aceasta, poți să mai aloci 1 miliard de euro, ați spus, nu? Pentru renoirea sistemului de încălzire. Așa e frumos să spunem, da. Nu iese la calcul că sunteți matematician. Da, tocmai de asta am vorbit de o, de un împrumut. Sunt multe necunoscute. Eu mă aștept ca cel puțin Ministerul Energiei, care de fapt este creditorul nostru în momentul ăsta, să aibă cel puțin bunăvoința sau să ajungem la o înțelegere astfel încât să nu se mai plătească penalități la suma asta de cât este? 3 miliarde 900 de milioane de euro, cifrele diferă în funcție de... Bine, 900 sunt datoria de bază, iar restul zice că ar fi penalitățile. Nu, 900 de, de milioane e mai mult decât 3 miliarde. Miliarde, da. Păi da, bine, asta ar fi suma de bază și restul sunt penalități, așa, cam 2/3 sunt penalități, așa, înțeles eu.